găsit! Sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. CFR Cluj își joacă viitorul. Dacă vor învinge Pionic Erevan și își vor continua parcursul în preliminariile Ligii Campionilor, ardelenii vor avea liniște financiară. Elevii lui Dan Petrescu nu au impresionat în acest debut de sezon. Doar un egal în manșatur din Armenia și ratarea Supercupei României sunt rezultatele pe care clujenii le-au bifat până acum. Suntem dezamăgiți, a concluzionat Andrei Burcă, în timp ce Petrescu nu mai poate dormi bine de grija calificării. Suntem puțin dezamăgiți, triste, este normal, pentru că am pierdut un trofeu, am pierdut în acest sezon prima oară, să spunem așa. În același timp îi văd foarte motivați pe colegi, trebuie să fim așa și trebuie să ne dea de gândit această înfrângere, că nu mai putem face pași greșiți pentru că suntem la campioana României și aici pretențiile sunt foarte mari. Ar fi așa un dezastru, să zicem, dacă nu reușește CFR să meargă în turul următor? Dezastru, ar fi ceva supărător, cred. În primul rând, pentru că suntem conștienți că plecăm cu prima șansă, în schimb, în meciul tur, atât ne-a lipsit golul. Diferența între noi și Pionic este că ei 8 zile s-au antrenat numai pentru meciul ăsta. Noi am fost plecați, a fost greu să antrenez două echipe, pentru că unii pentru meci și unii care jucau peste o săptămână și asta mi-e frică cel mai mult. Jucătorii care nu au jucat în Supercupă au trecut 8 zile de la ultimul meci oficial. Au venit de 2 zile în Cluj. Ultima oară când a jucat o echipă din Armenia la Cluj, au venit ori în ziua meciului, ori zi înainte, 10 ore după ce au zburat în toată Europa. Acum au venit cu charter, au făcut 2 ore. Stau la un hotel foarte bun din Cluj, 41 de single, fiecare singuri, sunt foarte bine pregătiți. Oricum dorm mai greu de când a început meciurile, când au început meciurile oficiale. În meciurile amicale te concentrezi, dar parcă dormi mai liniștit. Acum, când presiunea crește, trebuie să faci rezultate. Toate echipele din lume acum sunt pregătite. Ei am înțeles că au și o primă foarte mare. Mâine e normal să fie valorile apropiate la un asemenea meci, de un asemenea nivel. Nu știu cât de bine vă amintiți de tehnicianul lor, dar v-a descris destul de bine, așa. Da, l-am întrebat despre dumneavoastră. Acum l-am întrebat și eu, chiar nu știam unde. Mi-a zis Oana ceva că l-am antrenat sau l-am... Și nu mai ține aminte. Și l-am întrebat unde eram antrenor și mi-a zis că eram în Cipru, într-un cantonament cu Ban Crăzodar. Sau poate cu Unirea Urge, nu știu, asta nu sunt sigur. Și l-am luat în probe și un meci nu mi-a plăcut și nu l-am ținut. Atac furibund la adresa lui Dan Petrescu. Dat afară de la CFR Cluj, Alexandru Chipciu a ajuns la marea rivală Ucluj și a răbufnit la adresa fostului său tehnician. O perioadă neagră cu Dan Petrescu, a tunat Chipciu. Mijlocașul are clauză în contract și nu poate juca împotriva lui CFR Cluj decât în condiții speciale. Da, într-adevăr, am acea clauză. Dacă voi juca, Ucluj va trebui să plătească niște bani. Dar în același timp am o clauză de confidențialitate din contract semnat cu CFR Cluj legat de restanțe, de aceea nu prea pot să vorbesc foarte mult, dar într-adevăr îi plătesc o parte din salariu și e cam ciudată situația. Eu personal mi-aș dori să joc, e clar. Perioada neagră pentru mine a fost cât a fost Dan Petrescu antrenor, a fost perioada neagră pentru mine. N-am vrut să mă lucrez Dan Petrescu, am avut oportunitatea de a pleca. Într-adevăr, am făcut puțin pe victima, că aoleu, nu mai vreți sau așa, și pentru mine a fost un lucru foarte bun să apară că Dan Petrescu nu mai vrea, pentru că puteam să profit să negociez și eu lucrurile cum trebuie. FCSB are motive de îngrijorare. Când și-a prezentat achizițiile pentru noul sezon, Universitatea Cluj a făcut masă mare. La propriu, adversarii din prima etapă ai FCSB-ului au adus numai puțin de 9 jucători și toți sunt apți de joc pentru primul meci din Liga 1. Ca să se facă auziți, ardelenii au ajuns pe rând în fața microfonului la conferința de presă. Da, e echipă bună, Steaua, știm lucrul ăsta. Dar în același timp și noi ne-am pregătit bine cu toată lumea din cantonament, staff-ul, antrenorul, am lucrat foarte, foarte bine și sperăm să facem un rezultat bun. Nu pot să-mi dau seama nivelul la care suntem noi în comparație cu celelalte echipe din Liga 1. Din cauza asta vreau să prima dată să jucăm, să vedem unde suntem. FCSB au o echipă bună. Cred că anul trecut poate au avut cel mai bun joc din Liga 1.
Știm că au jucători valoroși, dar prin grupul nostru și unitatea noastră care s-a format acum în cantonament și în perioada aceasta de pregătire, sper să învingem. Arbitrajul video este așteptat în Liga 1, mai ceva ca pâinea caldă. Jucătorii, antrenorii, dar mai ales conducătorii din fotbalul românesc sunt de părere că VAR-ul va fi cel mai aspru judecător pe terenul de fotbal. Doar așa, titlul se poate decide în cel mai corect mod cu putință. VAR-ul, zic eu că este o soluție extraordinară, o așteptam mai demult. Din punctul meu de vedere, cred că calitatea fotbalului va fi sporită cu multe procente față de ce a fost anul trecut. Va fi o ierarhizare mai aproape de adevăr. Sigur că poate să fie, or să fie și nemulțumiri uneori, dar foarte puține, zic eu, dar oricum ceea ce se va realiza, zic eu, și fotbaliștii și tot ce antrenorii și tot ceea ce reprezintă fotbalul vor fi preocupați mult mai mult, va fi preocupare mult mai multă pentru fotbal și va fi o mai bună calitate. Pentru că nu mai poți să trișezi, nu mai poți să ascunzi nimic, pentru că poți să fii dovedit imediat, dacă nu imediat atunci la faza respectivă, câteva secunde mai târziu. Mijlocașul român, care a ratat șansa de a călca pe urmele lui Cristiano Ronaldo, ar zice acum pas și unei oferte de la FCSB. Mihai Răduț încă este bântuit de decizia greșită de a pleca din Academia celor de la Sporting, unde a ajuns când avea 17 ani. Fost campion al României cu FCSB, Răduț s-a întors în Liga 1 după un sezon petrecut în Cipru și a ales FC Voluntari. Nici eu nu m-aș mai întoarce, nici ei cred că nu-și mai doresc. Au alte proiecte, au jucători tineri. Aportul, sprijinul oamenilor care sunt acolo, cred că contează foarte mult. Sunt anumiti jucători care au sprijinul total al conducerii, iar alții care au un sprijin mai puțin și aceea cumva clachează. Dacă ai un meci, două mai slabe și te trec pe linie moartă cumva, fiind și jucători tineri, e destul de greu să-ți revii din punct de vedere mental și asta contează foarte mult. Decizia de a mă întoarce în țară de la Sporting la 19 ani a fost o greșeală dacă mă uit în urmă, dar nu mai contează, pentru că într-un final am ajuns într-un an și la Steaua și la echipa națională, deci cumva nu a fost chiar atât de dramatic. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru, prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea ediție, la revedere!